G2A, gioco riestine. Beh. Oh! E un cesta scunsa colo. Păi da, mă, dar eu m-am uitat și nu era nimic pentru că vestul era îngropat, stadacilea. Și avem ouă foarte ciudate și foarte importante pentru această serie. Și salut, bine revenit la un nou episod în care jucăm Minecraft The Underwater Challenge și Turtle Egg, Wolf, Chicken. Oh, putem să avem o găină, dar unde băgăm noi toate creaturile astea? O vacă, o oaie, o, dar oaia... Bă, da, noi, în teorie, trebuia să luăm oaia asta și să, știi tu, să facem lână cu ea, nu? Dar problema ar fi că eu am... Oh, e un ou! Oh, am crezut că o să spuneți o țestoasă, frate. Și asta ce e, mă? Wolf? Avem un cățel care o să... Lasă oaia în pace! E ok, n-aveam nevoie de oaia oricum. Și o găină, așa e drăguț. Bun, și acum, în teorie, avem un ou de țestoasă și am putea să spunem o țestoasă, dar ideea e că mai avem pe acelea niște challenge-uri, bă, dar sincer nu cred că o să mai joc pe harta asta suficient cât să fac un conduit sau să obțin un trident de la un zombie de ăsta subacvatic. Băi, am omorât 13, nu chiar 13 sute de mii, dar ideea e că am omorât peste 30 de zombi de ăștia subacvatici și n-am primit absolut nimic, deci am fost schemuit, dude. Stai așa să-ți arăt toate acelea challenge-urile, da? Bă, Get a Pet, cred că ăsta, pe ăsta cred că l-am terminat, nu-i așa? Adică, având în vedere că avem un loop, acum putem să mergem să, uite, luăm niște oase și, na, cuțu, cuțu, unde ești, mă, cuțu? Auzi, bă, cuțu, cuțu? Unde s-a dus cățelul? N-a intrat în portalul către Nether, nu-i așa? A, uite-l. Oh, ok. Na, băiatul. Ok, băiatul, e ok. Oasele alea nu erau de o calitate superioară, așa cum îți place ție. Nu e problemă că găsim altele imediat. A, uite, altele. Na, cu Na, cu Yes, yes, am făcut rost de un cățel. O și-am putea să-i colorăm zgarda cu o culoare care să simbolizeze dragostea mea pentru culoarea care, mă rog, ăsta e magenta, dar e tot un mov, ok? Magenta e o combinație de mov cu roz, parcă. Da, bun. Deci acum avem și un animal de companie. Dă-te găină de lângă câinele meu. Hai. Ce cauți? Dă-te de acelea vacă, că există o mică problemă. Avem un intrus, dude. Avem un intrus. Dispar de aici, domnule zombie pigmen, ok? Nu ai voie să fii aici, este ilegal să fii aici. Bun, hai să curățăm puțin trestia asta de zahăr de acelea, că e prea multă, frate, e prea multă și nu văd nimic. De ce am plantat eu trestie de zahăr fix în mijlocul cu polei ăsteia, nu știu. Bun, si pică. Wait. Sea pickle, oh. Ce este sea pickle? Cum adică... Ui, putem să le ardem. Sea pickle-ul e murătură, frate. Cum adică murătură? Oh, pentru că apa din ocean este murată, este cu sare, nu e așa? Și... Oh, e lime dye? Credeam că putem să mâncăm niște murături prăjite, aparent. Habar n-am, nu știu ce am crezut. Dar da, bun, ferma noastră e foarte ok. Ar trebui să facem rost de niște carne, să nu mai facem lime dye-ul ăla. Bun, morcov, putem să mâncăm morcov, uite așa. Da, ne trebuie niște mâncare pentru că suntem pe moarte, ne este foarte foame. Kill all hostile slash bad mobs. De parcă am vreo listă pe undeva să bifez. Nu știu dacă am bătut toți monștrii. În niciun caz n-am bătut un Endermite, de exemplu. N-am bătut un Endermite. Nici măcar nu știu cum ajung în The End. Ui, poți să ajungi în The End pe harta asta? Bună întrebare. Thinking emoji, nu știu. Și ce mai trebuia să facem la un moment dat? Trebuia să ne împrietenim cu un delfin, dar, din câte ați putut vedea, delfinii sunt niște schemuitori. Și m-au schemuit pentru că eu am vrut să
Am vrut să fac rost de un prieten delfin, dar prietenii delfini au decis să nu fie prieteni cu mine și au plecat când m-au văzut că sunt drăguți cu ei și că le dau pește. Ceea ce este ilegal, de ce... Wait, unde... Ah, uite aici. Wait, am 5 tropical fish. Stai așa o secundică că aș mai vrea încă un pește. Sau poate 2, sau poate... Oh, uite pești. Veniți încoace peștișorilor. Uite așa se pescuiește în 2019, frate. Uite așa, nici... Oh, mamă, cât de mari par ăia. Ia, vin încoace și tu. Așa. Hai să-i mai omorâm pe ăștia dacilea. Așa, vin încoace. Și vin încoace. 8. Bă, da... Da... Oh, uite, delfinul! Mai avem o șansă. Domnule delfin, să sperăm că nu o să vadă că eu mor prietenii pești. Domnule delfin, am 11 pești. 11. Sunt foarte mulți, nu-i așa? Ia, domnule delfin, stai. Uite, ia. Stai. Domnule delfin. Tu stai o secundică. Ui, vin încoace. Hai că să mai dau. S-a dat 11 pești! Fii prietenul meu, fii rar să fie! Bun, urăsc delfinii cu toată ardoarea. Uite, acum a plecat... Oh my god, mă mănâncă nazul. De ce m-am chinuit eu să hrănesc delfinul ăla, a? De ce m-am chinuit să pescuiesc cu sabia? De ce am făcut toate chestiile astea? Ca să plece pur și simplu ca un autist... Ei bine, aparent da, dar să știți că nu sunt fericit cu... Ia dispar de acilea, mă, cum adică? Jup! Ce, te crezi mare șmecher dacă te umfli sau ce? Crezi că nu știu că ești umflat cu aer? Bă, da, muriți-mă și voi odată că... Că nu reușesc să vă nimeresc, firar să fie. Stai așa să mai iau niște aer. Dar de fapt, și ce? Nici nu mă mai interesează. O să te mănânc crud ca să asertez dominanța speciei mele, ok? Bun, Toată fauna și flora din ocean să se teamă de mine. Hai să merg înapoi acasă. Nu mănâncă nasul. Da, bun. Păi, am dat peste 20 de pești la delfini, frate, și n-au vrut să devină prietenii mei. Deci cred că pot să spun cu mâna pe inimă că... Ce-i chestia aia acolo? A, nu contează, că e o vacă, am văzut, e o vacă. Da, deci pot să spun cu mâna pe inimă că delfinii sunt țepuitori. Avem un ou de țestoasă care va crește la un moment dat, dar va crește, da, destul de greu. Și în teorie ce ar mai trebui să facem? Să găsim toate chesturile, imposibil, da, desigur, delfinul imposibil, trebuie să facem rost de un trident și să batem toți monștrii și apoi să facem un conduit. Habar n-am ce sunt chestiile alea. Diamante, stai așa o secundică că mai aveam un diamant aici. Chestul cu cărțile, ia să vedem, hidden chest numărul 1, 4 și 5. Ia să aruncăm o privire la cărțile astea că poate o să ne dăm seama de unde se află niște chesturi. One fish, two fish, three fish, codfish, I wonder where I could be, under the sandstone or under the sea. Thinking emoji. Wait, stai o secundă, asta ce chest este? Oh, ăsta este hidden chest numărul... Ăsta este hidden chest-ul cu numărul 1. Da, ăsta de aici, de sub... Da, eu credeam că sunt ascunse în niște locuri rezonabile, nu băgate în pământ. Deci hidden chest numărul 1 l-avem. În teorie, cred că mai sunt două pe care nu le-am găsit. Ia să vedem. Deci zice așa. Abandoned in a pitiful hole underground where there not mushroom, I wait with a frown. Where there's... There's... Așa se scrie there's? Puteam să jur că nu se scrie... Ok, habar n-am. Iar aici, cică, hidden deep in the mineshafts I pray that all those nasty spiders would go away. Oh, deci e un hidden chest. Hidden chestul cu numărul 5 este într-adevăr ascuns undeva în mineshaft. Pentru că zice de mineshaft, de păienjeni! Oh, stai că am realizat, frate, dacă zice de mineshaft și de păienjeni, păiangăni, normal că se zice păiangăni. Asta înseamnă că chestul cu numărul 5 este undeva pe aici, pe undeva. O să
O să stric chestia asta, că nu mă interesează. Hello! Am fost pe aici? Probabil că am fost, dar nu... Ok, nu văd pe aici niciun... Da, nu văd niciun chest aici. Poate e mai încoace? Poate e undeva aici ascuns. Dar cum ar trebui eu să-l găsesc? Bă, poate deja l-am găsit și l-am luat și nu... Firar să fie. Și nu mi-am dat seama. Sau poate că este la alt spawner de păianjeni. De păiangăni, păiangăni, da. Măi, ce e acelea? O, dar nu vreau să merg acolo. Nu, 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 nu. Nu că nu am aer suficient și... De fapt, și ce cred că aș putea să fac rost de niște aer cu ăsta, cu lanterna dacă merg în apă, nu-i așa? Așa, bine că ai bubuit. Ia stai, de exemplu, merg aici. Oh, da, funcționează cât de... Ok, dar torțele am nevoie de ele înapoi și văd că nu le iau înapoi instant, deci nu mai contează. Hai, mă urcă sus, așa. Deci aici nu este chestul. Dar ar trebui să fie în altă parte unde tot un de-asta se află, un, cum îi zice, un spawner de-asta de păianjeni. Păiangăni, pardon, da. Tot timpul uit că se zice păiangăni, da. Și știu foarte, foarte sigur că mai era... Că mai era pe aici, cum îi zice, un spawner de păianjen la un moment dat, nu? Mamă, dacă intru acelea în Minecraft-ul ăsta, iar o să mă pierd cum m-am mai pierdut de câteva 10.000 de ori până acum, deci... Acelea ce e, frate? Că ăștia se bat acelea, hai să oprim apa aia. Lapis? O, aveam lapis fix aici și eu l-am căutat în pământ, pe bune. Firar să fie. Ok, e bine, voi stați acolo așa și faceți-vă de cap. Aici nu avem niciun chest. Ah, probabil e pe undeva atât de aproape de mine și probabil deja l-am deschis și toată lumea e foarte supărată pe mine că nu știu unde e. Nu știu unde este, frate, este cu hack, ok? Deci trebuie să recunoașteți că dacă e vreun chest pe aici are hack-uri și parole. Măi, stai o secundă. Noi la un dat n-am găsit un chest aici pe undeva, mă? O, ăsta e... Eram 100% sigur, 100% sigur că sunt prost. Iar acum, chiar dacă eram 100% sigur, sunt 100%... 1000% sigur că sunt prost. Da, știam eu că cred că l-am mai deschis. L-am mai deschis, într-adevăr. Bun. Chestul cu numărul 4, chestul cu numărul 4. Acum, în teorie, ne mai lipsește un singur chest ascuns, care zice așa: Hidden deep in the mine shafts I pray that all those... Oh, wait. Oh, ăla nu e cu... Oh. Oh, ăsta e altul. Oh, atunci... Tot îmi zice ceva de mine shaft. Și de păianjen. Oh my god, pe bune. Îmi urăsc fiecare secundă a existenței. Existența este o continuă suferință care aș vrea să se termine. Shut the fuck up. Vreau carnea asta de aici. Și poate aș mai vrea niște, dar nu văd acelea, niște... A, uite, niște lemn. Aș mai vrea niște torțe, mă înțelegi? Mă înțelegi tu, mă înțelegi, frate, că cum să nu mă înțelegi? Toată lumea mă înțelege. Doar vorbesc și te românește eu. Hai să mai luăm niște de asta pentru mâncare. Mamă, câte prostii avem în inventar. Caut coal, desigur. Coal. Ca să mai facem câteva torțe. Și acum să le punem peste asta la alte. Bun. Ouăle astea par să... Nu par să avanseze. Bun. Deci undeva pe aici cred că se află un chest. Cred într-adevăr că pe undeva se află un chest ascuns în mineshaft-ul ăsta. Și e ceva legat de niște păiangăni pe undeva pe aici. Sigur, dacă nu la spawnerul care era acilea, sigur la alt spawner se află chestul despre care este vorba. Dar unde se află acest chest? Nu știu. Și ce este în locul ăsta? Oh. A, e un zombie aici, stai așa.
Dispare, mă, nenorocire. Șterge-o, așa. Oh, lavă. Uf. Și nimic interesant. Am venit până aici degeaba, dude. Sigur, este niște fier, dar nu mă interesează de fier. Pe mine mă interesează de... cum îi zice? De... Păi, e un creeper acolo. Stai așa o secundică. Eu ziceam mai peștera acolo. Poți să bubui, te rog. Așa, perfect, perfect. Nici nu mi-ai scăzut din viață. Am vrut să scap de tine cât mai repede, pentru că vreau să merg aici. E un os acolo. What the fuck? Sunt... Păi, sunt mai multe oase. Ce dur? Oh, cred că am murit în apă sau... Sunt atât de confuz. Nu știu de ce erau oase aici. Dar nu am văzut nimic legat de vreun chest. Acum, dacă o să fie vreun chest, dar e băgat sub un bloc sau ceva, ei bine, mă scuzați, frate, dar nu știu, o să sap în toate gropile astea ca să... Așa. Ca să... Oh, hello! Diamante, diamante, ador diamantele. La ce strat sunt? 11. Ah, de asta sunt diamante aici. Sunt tot 5 diamante data asta, nu doar 4. Oh, ador diamantele. Haide să sacrificăm niște diamante pentru zeul Netherului care... Ok, o să tac din gură. Bun, acelea e mai multă... Wait, stai o secundă, aici e ceva. E un loc în care n-am mai fost până acum. Ăsta să fie... Puteam să jur că am auzit un schelet, dar... Oh! Erai ascuns acolo și nici nu vrei să ieși la iveală. Ha. Într-adevăr. Undeva pe aici s-ar putea să fie chestul ascuns, dar nu aici, aparent. Bun, păi da, cred că o să mă dau bătu, frate. Voi pune capăt acestui teribil de extrem de șmecher minunat episod aici. Pe aici am mai fost, că văd că am deja torțele puse în locurile în care le pun eu de obicei, adică... Oh, și aici e intrare. Ah, am înțeles. Deci o să ne revedem cu altă ocazie. Am nevoie de idei noi. Idei noi de ceva cu Minecraft, dacă vreau să mă mai joc Minecraft, că am rămas fără idei. Da. Pe data viitoare. Pa, pa!